Bună dimineața! Astăzi eu o să avem, cineva spunea, interviu. Nu chiar interviu, ci un mic dialog despre cât poate să suporte urechea umană. Și nu la hertz și kilohertz și zbierături și alte cele ca pe stadion, ci ceva de în felul următor. Păi, unul ar fi în felul următor. Cercei. Că ești băiat sau că ești fată, trebuie să spui cercei. Dar să fie mici, să nu fie foarte mari, ca să ducă până jos. Știi, să calci pe urechi, pe partea de jos. Ar mai fi în felul următor. Ochelari. Dar să nu fie din aia grei, ci foarte ușor, că altfel o să ajungă urechile așa și trase în jos. Bun, deci punem ochelarii, cercei avem așa ceva, ca la elefanți, știi? Când se fâlfâie urechile. Datorită tehnologiei care a apărut în momentul de față, trebuie să spui și căști. Important e mai nou să nu fie cu fire. Să vedem dacă și reușesc. Pentru că dacă e cu fir, iar îți trage urechea și mai jos. Deci punem căști. Bun. Am pus căști. Am pus cercei care ne trag până jos. Ne-am pus astea, cum îi spune, ochelari foarte ușori, că altfel urechile stau așa și cad căștile, uite așa. A venit și coronavirusul și trebuie să ne punem și masca. Am pus și masca, cercei și toate cele deja. Dar neapărat musai să nu fie mască din aceea sau d-aia cu mânere nu știu de care sau cu urechi de prindere nu știu de care. Știi? Adică să nu te hârjie nici ca la ochelari, nici ca la mască, știi? Șmecheră treaba. Și să nu, nici ochelarii să nu se aburească, că na, avem coronavirus, acum vorbim cu prune în gură. Da? Păi, da. Așa. Și ca să susțină această împodoveală a urechii umane cu ochelari, căști, bretele de mască, cercei și ce-o mai fi. Opa, stai că zboară. Trebuie și un fes. Ca să le țină pe toate, știi? Ca altfel ajungi cu urechile jos. Opa, am călcat pe locul de jos. Era ce putea să fie decât urechea în care avem cercei puși. Așa e la fată sau la băieți. Care, mă rog, unii poartă pe stânga, unii pe dreapta sau unii poartă pe ambele urechi. Căștile, ca să auzi că na, trebuie să mergi și să conduci hands-free și toate cele. Ce ar mai fi? Ochelari, dar să nu fie din aia, știi? Din aia tari sau groși, că să face la urechi așa. Eu ce rând are ăsta, bă, frate? Păi dacă port toată ziua ochelari și sunt din aia grei, așa, mai port și mască toată ziua, mască din aia, așa, eu ceva, așa, și căștile și toate ce. Și pui peste el o căciulă sau un fes. Și parcă încep să par ca Xinte, știi? De la Vacanța Mare. Ok. O zi plăcută în continuare.